Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La Cluj, uite, apropo de muncă, la Cluj, medicii au scos din stomacul unui domn, bărbat, un lingou de aur. Unde țineți banii? La stomac. Castridia care face perle. Corect, e adevărat și asta. Deci un lingou de aur, bărbatul s-a prezentat la spital spunând că a înghițit accidental lingoul. Aici eu aș dori mai multe explicații. Asta vreau să înțeleg și eu. Cum a făcut? L-a pus pe limbă să... A făcut gargară cu aur. Cum a fost accidentul? Era ceva pe el? Era chipul lui George Simion desenat pe lingou? Poate a vrut să-l... Nu. Se aducă un omagiu. Nu știu. De ce? Nu știu, să-l pupe. Habar n-am. Are lui. La ce? Te rog să-mi explici procesul tău de gândire. Mă scuzați, așa cum la biserică te duci și pupi Biblia și alte obiecte, icoanele și așa mai departe, poate la fel și aici. Nu știu, poate era un simpatizant și... De asta zic, dacă avea chipul și asemănarea domnului... Ok. Ok, haideți să continuăm. Da. Putem trece peste. Da, un lingouaș, mai degrabă, băi, fiți atenți cât de greu e aurul. Nu v-ați fi imaginat niciodată, serios. Deci un lingou de aur de 250 de grame, da, un sfert de kil, are 6 cm pe 3 cm pe 1 cm. Mă rog, pe 77 de milimetri. Deci e practic ca un deget mai gros. Hai mă, nu se poate. Da, atât de greu e. Uite, vezi? 6 cm. Deci un lingouaș de 6 cm l-a pus pe limbă să vadă care-i treaba și bâldâbâc l-a dus. A venit poliția. Poliția nu crede asta cu înghițitul accidental. El cercetează, citez, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. Ce tăinuire? A tăinuit lingouașul la stomacel. Adică n-ai voie să-ți ascunzi în tine banii? Da, care e problema? Nu, serios. Nu știu, uite, vezi? Pe bune, adică... Și dacă înghițea o monedă de 50 de bani, tot tăinuire era? Nu cred. Păi 50 vezi? De bani, cred că se deranjeau. Că nu-i drept? Oare cât costă un lingou de aur de 250 de grame? Adi, ia vezi tu pe trebuie burtă, să vedem tata. Cât e gramul. Cât e kilul de aur, să vedem care e. Cât e kilul? Ia vezi, mă, cât mai cer ăștia pe kilul de aur? Și împărțim la patru. Se vede că niciunul din noi n-a făcut Dubaiul. Habar n-avem de... Stai că Adi este... Hai că mergem înainte, Luca concert. E vreo 280 de lei gramul. Ori deci 250. Ori 250, stai că la fac 4. La moment. Nu, ori 1000 împărțit la 4, nu-i mai simplu așa? Pe asta zic. Deci 280 de mii la 4. Kilu. Da. Kilu. Împărțit la 270. Da. 70 de mii de lei era lingou. 70 de mii de lei, a înghițit 70 de mii de lei. Și de ce n-a așteptat? Bun. Așa, între timp la Timișoara, un domn, băi, deci un domn a furat un bancomat de criptomonede dintr-un mall și a plecat cu el liniștit printre ceilalți clienți. Cred că s-a gândit că de lovitura. Fur și lei, fur și criptomonedele. Virtuale. De unde dă criptomonede? Trebuie să aibă înăuntru niște criptomonede. Dar cel mai tare e lucrul ăsta. Deci l-a scos din priză, s-a dus într-unele mall-uri, poate ați văzut, lângă automatele de parcare sau în fine prin mall-uri, sunt și niște locuri în care poți să bagi bani și primești nimic, de fapt. Cripto, da. Mă rog, niște criptomonede într-un, se cheamă, portofel virtual. Virtual. Dar mă rog, trebuie să te pricepi mult ca și să... a scos aparatul din priză, l-a urcat pe un transpalet, pe o liză dintre aia și a plecat cu el. În primul, nimeni nu l-a deranjat, nimeni nu l-a întrebat nimic. Și l-au găsit a doua zi, pe domnul respectiv, pe undeva prin județul Arad. Deci domnul bătuse drum. S-a gândit să nu fur din Arad. Fur din Timișoara, că Timișoara nu mă cunoaște. Ei au și o rivalitate acolo, da, cu UTA Fan și... Da. A zis să facă stricăciun la vecin. Da, da, da. Deci el s-a dus în județul Arad, mă rog, într-o comună, și jucase o parte din bani la păcănele. Mm. 55.000 de lei. Bă, dați seama, în mai puțin de 24 de ore. Eu nu știu dacă la păcănele e deschis non-stop. Este. Bă, da, săracul, 55.000 de lei, practic pierduse la păcănele în 24 de ore. Și mai avea rezervă 180.000, încă erau în bancomatul respectiv, care era pe undeva pe un câmp. Îl pusese acolo, probabil. Nu o să-l găsească nimeni aici pe câmp, îl lasă aici și nu scot toți banii. Sunt cumpătat. Scot numai 55.000 de lei, restul las pentru zile negre, adică mâine. Să mai crească. Da. Era și... că îi joacă pe toți. Da. Se știa cu defect. Plus criptomonedele dinăuntru și alea rămăseseră. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.